În clipa în care împlinesc 18 ani, sunt pur și simplu aruncați în stradă. Da. Sunt copiii care, rogu-te, Doamne, se școlarizează. O să zică cineva bun, dar chiar se școlarizează. Nu e rogu-te, Doamne, nu e luat în derâdere. Păi nu, școala, fără pragmatismul ei de după, e degeaba. Pentru că oricum ce ai învățat acolo, în 10 ani uiți. Dacă tu nu practici ceea ce ai învățat, pentru ce ai învățat? Bun, faci cultură generală, de acord. Și atunci, nu există un pragmatism al situației în care eu să știu bună oară că eu învăț despre apă. Da. În clipa în care învăț despre apă, să știți că voi fi un inginer care se ocupă de treaba aceasta și vă spun totul despre apă, cum să fie potabilă, să nu fie contaminată. E Dar important. Am categoric un loc de... Nu mi-am venit în minte acum. Am un loc de muncă și vreau să vă spun ceva. Pe mine nu mă interesează cât câștigați dumneavoastră la televiziune. Eu am jobul meu din care pot să-mi plătesc o chirie sau o rată la casa mea. Statul îmi dă o casă. Măi, dădea Ceaușescu, era obligat să-ți iei casă. Râdem de vremurile acelea de nu se poate, dar râde hârb de oală spartă. În considerentele în care și Partidul Umanist Social Liberal are această lege a solidarității, precum și cea a impozitării pentru anumite categorii de oameni în așa fel încât ei să aducă banii, făcându-i în perimetrul național, să aducă banii înapoi în bugetul de stat, că ei să fie în fonduri de solidaritate cheltuiți. Adică oamenii trebuie să fie ajutați, nu ca să fie egali, ci să nu-l omori pe cel ce poate. Nu poți să iei pe Simona Halep să-i dai în cap pentru că poate să te